Dragi cetățeni, astăzi vom vorbi despre inundații. După cum știți, în Slănii Moldova au fost inundații în 2016, înainte să ajung eu primar cu câteva săptămâni, dar mai grav a fost în 2018, când au fost inundații care nu s-au mai întâmplat de peste 70 de ani, după cum povesteau anumiți vârstnici din localitatea noastră. Astăzi putem vedea că s-a acționat foarte repede și că toate punctele aferente, afectate de către inundațiile, atât din 2016 cât și din 2018, au fost refăcute. Avem ziduri de sprijin construite cu sănătos, cu materiale verificate, nu ca înainte când jumătate din ciment se ducea în altă parte. Avem zidurile de sprijin de la ape refăcute. De asemenea, s-au refăcut anumite puncte de la inundațiile din 2005. Cine își amintește, în zona izvoarelor, la izvorul 14, între izvorul 3 și izvorul 14 acolo, o porțiune de drum a fost afectată din 2005 și nu a fost refăcută decât în 2019, la început. La momentul acesta, toate zidurile de sprijin sunt refăcute și avem un proiect aprobat deja la Compania Națională de Investiții. Voi reveni cu un material separat în acest sens și, de asemenea, am început să decolmatăm rigolele pentru a proteja drumul, să decolmatăm pâraie. Am început să construim, să punem tuburi în zonele unde nu existau la traversări de drum aceste tuburi și, bineînțeles, am reușit să îmbunătățim și în stațiune, am făcut rigole, am construit anumite ziduri de sprijin și sperăm ca pe viitor să acționăm mult mai intens. Vreau să vă spun că pentru aceste inundații s-au cheltuit sume imense de la bugetul local. Numai în 2016 am cheltuit 180.000 de lei aproximativ, dar în 2018 am cheltuit peste 250.000 de lei numai să decolmatăm aceste pâraie, să evacuăm de pe drumuri locale și drumul național aluviunile. Toți banii aceștia de la bugetul local au însemnat o cheltuială suplimentară, dar ne-a ajutat Dumnezeu și am trecut peste toate și ne bucurăm că nu am avut victime umane și în mare parte infrastructura este refăcută la acest moment, s-au amenajat și drumurile afectate de către aceste inundații.